În schema de livrare a gazului figurează un alt intermediar, din Germania. Conform Bașcanului, compania turcească anonimă a semnat la rândul său un contract de furnizare a gazului cu o companie cu adresa juridică într-o clădire rezidențială din Heidelberg, Gas and Electricity Trading. Compania germană este deținută de Natalia Frankel, care până la căsătorie avea numele Zaharova. La aceeași adresă din Heidelberg, Natalia Frankel, alături de Olena Frankel, ori Compan până la căsătorie, mai au înregistrată o altă companie în domeniul gastronomiei, MK Gastronomie Verwaltung. Cercetările noastre au scos la iveală o legătură strânsă între cele două femei Frankel și un magnat al gazului din Ucraina, apropiat de Gazprom, și de fostul președinte al Ucrainei, Viktor Yanukovych, care în 2014 a fugit în Rusia. Proprietara companiei intermediare germane, Natalia Frankel, este de asemenea administratorul companiei slovace Balcom. Ultima a fost fondată în 2022 de către doi ucraineni, Ilia Bondarenko și Artem Compan. Artem Compan este de fapt Artem Frankel, dar și-a luat familia soției. Pe site-ul instanțelor de judecată din Ucraina am găsit un proces de judecată civil de divorț între Olena Frankel și Artem Compan. Coincidență sau nu, dar Olena Frankel, născută Compan, este și numele partenere de afaceri a proprietarei companiei germane care intermediază afacerea cu gaze ieftine promise de bașcana Evgenia Guțul. Artem Compan este directorul companiei IE Energia, care înainte de atacul Rusiei asupra Ucrainei era cel mai mare furnizor de gaze din Ucraina. Principalul beneficiar este de fapt miliardarul ucrainean Dmitri Firtaș, fost partener de afaceri al gigantului rus Gazprom și un susținător al lui Viktor Yanukovych, președintele prorus al Ucrainei, care a fost înlăturat de la putere în 2014. După fuga lui Yanukovych în Rusia, Firtaș a fugit în Austria. În anul 2023, Serviciul de Securitate al Ucrainei informa că activitatea companiilor lui Firtaș au prejudiciat bugetul Ucrainei cu aproximativ 18 miliarde de grivne. Prin urmare, autoritățile ucrainene au confiscat mai multe proprietăți și active aparținând lui Firtaș în valoare totală de peste 160 de milioane de lire sterline. Spunește că Șor vrea să aducă gaz rusesc printr-o firmă din Turcia și așa să-l cumpere printr-o firmă în Germania. Deci Șor e așa bun drug Putin și el nu se duce să încheie direct contract cu Gazprom. El are tocmai doi intermediari. Pentru ce?